Aș începe cuvântul din ocazia aceasta prin a vă pune o întrebare. Este ceva în viața dumneavoastră pe care îl așteptați cu nerăbdare? Este vreun lucru pe care îl proiectați în viitor pentru care înumărați zilele? Îmi aduc aminte când eram copil, înumăram zilele până când venea vacanța și abia așteptam în ultima săptămână, mai sunt 7 zile, vine vacanța. După aceea, în timpul vacanței, număram zilele să vină școala din nou, că parcă simțeam că lipsește ceva. Când trebuia să plecăm în vreo excursie, număram zilele. Când trebuia să se întâmple un eveniment special, când venea ziua nunții, număram zilele. Dragii mei, sunt evenimente în viața noastră pe care le așteptăm cu drag și pentru care înumărăm zilele să vină cât mai repede. Astăzi este un eveniment, Sfânta Cină, pe care sper eu că l-am așteptat cu toată inima. Pe paginile Sfintei Scripturii aș vrea să vă spun că sunt mai multe evenimente pe care oamenii le-au așteptat. Dar în mod special sunt 2 evenimente pe care de la Adam și până la noi astăzi oamenii le-au admirat și le-au privit, chiar dacă unii nu au fost martori direcți. Primul dintre aceste evenimente, prima zi ce a fost așteptată cu nerăbdare de lumea noastră, pentru care mulți credincioși au numărat zilele. Nu știau când trebuie să se întâmple, dar o așteptau și se doreau să o vadă. O găsim descrisă în Evanghelia după Ioan, capitolul 8 cu versetul 56. Domnul Hristos însuși a făcut referire la acest eveniment. Ioan, capitolul 8 cu versetul 56 spune astfel: Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Dragii mei, după ce Adam și Eva au căzut în păcat, au așteptat cu nerăbdare, a fost rugăciunea vieții lor să vadă ziua în care Domnul Iisus Hristos avea să vină ca Mesia și să-i răscumpere. Când primul copil li s-a născut lui Adam și Evei, Cain, au crezut că acela este Mesia și că a venit ziua. Vă dați seama ce bucurie a fost. Înumărau probabil zilele din cele 9 luni de sarcină până când s-a născut Cain, pentru că ei au zis, vine răscumpărătorul. Mai târziu, Avraam, spune Biblia, că și-a dorit să vadă ziua nașterii Domnului Hristos, ziua răscumpărării. A văzut-o în viziune și s-a bucurat, dar nu a apucat să o trăiască pe viu, să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. În timpul peregrinării poporului Israel prin pustie, Biblia vorbește despre Balaam, care în viziune vede ziua lui Dumnezeu și zice, o văd, dar nu acum. Nu aproape, e departe. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Și privind la ziua aceea, privind la sacrificiul Domnului Iisus Hristos, Balaam, pentru că știa ce se luptă în inima lui, zice, o, de a-și muri de moartea celui neprihănit. Și-a dorit să vadă ziua Domnului Hristos, și-a dorit să o trăiască, dar n-a avut parte de ea. Atunci când a venit în sfârșit ziua în care Mântuitorul s-a născut. Întregul univers, spune Biblia, că s-a adunat în jurul Betleemului. Dealurile Betleemului și întunericul nopții nu au mai putut să ascundă lumina prezenței îngerilor din cer. Și spune că întunericul s-a dat la o parte și coruri de îngeri au început să cânte osanale pentru că a venit ziua. Păstorii, când au auzit că a venit ziua, au lăsat turmele în urmă și au alergat de grabă să-L vadă pe cel mult așteptat de veacuri.
Magii, când au văzut steaua, au alergat de la un capăt al pământului până în celălalt ca să-și aducă darurile lor de recunoștință, pentru că venise ziua. Și atunci când Domnul Iisus Hristos, prunc fiind, a fost dus la templu, vă aduceți aminte de Simeon și de Ana? Înumărau zilele. Li se promisese că îl vor vedea cu ochii lor pe răscumpărătorul. Și când Simeon l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos și l-a ținut în brațe, a spus, acum, Doamne, odihnește pe robul Tău, căci au văzut ochii mei mântuirea Ta. Dragii mei, de-a lungul timpului, oamenii care au crezut în Dumnezeu s-au rugat pentru acest eveniment, pentru răscumpărarea noastră, pentru ziua întrupării și pentru ziua răscumpărării noastre. Au dorit să o vadă, au dorit să o trăiască, dar puțin au avut această șansă. Acesta a fost primul eveniment al istoriei mântuirii pentru care omenirea a numărat zilele. De la Adam și până în timpurile Domnului Iisus Hristos au fost câțiva oameni care s-au rugat cu înfocare, Doamne, dă-mi și mie ocazia aceasta să fiu martor la venirea Ta. Dă-mi și mie ocazia aceasta să pot să mă bucur de venirea Ta. Și aceea a fost prima venire, frații mei. Dar în istoria lumii, Biblia vorbește despre un alt eveniment pentru care întreaga noastră lume, pentru care chiar îngerii din cer așteaptă cu nerăbdare. Și acest mare eveniment, cea de-a doua zi așteptată în istoria lumii, este ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. S-au rugat mulți oameni pentru ziua aceasta. S-au rugat mulți oameni să fie martori și să trăiască timpurile sfârșitului. Mulți se odihnesc. Dar noi astăzi, frații mei, avem o șansă pe care înaintașii noștri nu au avut-o până acum. Avem șansa de a fi martori la ultimele evenimente ale lumii acesteia. Textul asupra căruia aș dori să mă opresc cu ocazia aceasta se găsește în 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 12. Spune astfel, acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Dragii mei, așteptăm noi cu înfrigorare, cu dorință arzătoare acest mare eveniment al revenirii Domnului Iisus Hristos? Înumărăm noi zilele mai ceva ca pentru un eveniment pământesc pe care îl așteptăm cu nerăbdare? Așteptăm noi această a doua venire a Domnului Hristos măcar la același nivel cu care au așteptat înaintașii noștri prima venire a Domnului? Biblia spune că vedem în chip întunecat, în chip încețoșat, că se apropie. Și lucrul acesta ar trebui să ne determine la niște decizii pentru viața noastră. Dragii mei, săptămâna aceasta, în timp ce pregăteam cuvântul de astăzi, am dat peste un citat care de fapt a fost factorul declanșator al cuvântului acestuia. Este un citat în cartea Căminul Advent, pe care aș vrea să-l citesc. Sunt două, dar o să fac referire la unul dintre ele la început și la celălalt un pic mai târziu, care atunci când l-am citit, îl cunoșteam, dar mi-a sărit proaspăt în ochi, care m-a fascinat privind așa, în chip încețoșat, spre ceea ce urmează. Căminul Adventist, pagina 549, alineatul 2, spune așa, acolo, adică în Împărăția lui Dumnezeu, fiecare capacitate va fi dezvoltată, fiecare putință va crește, cele mai mari întreprinderi vor fi aduse la îndeplinire, cele mai înalte aspirații vor fi atinse, cele mai mari avuții vor fi realizate,
Și totuși vor rămâne noi culmi de atins, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles. Ținte noi care să solicite puterile minții ale sufletului și ale corpului. Vă dați seama, frații mei? Va fi locul în care toate așteptările noastre vor fi îndeplinite. Va fi locul în care toate planurile noastre își vor găsi realizarea. Și spune, după ce vom realiza lucruri la care nici nu ne-am gândit, vor fi o infinitate de alte lucruri pe care să le facem. După ce îl vom descoperi pe Dumnezeu așa cum este, nu ca acum printr-un nor, când îl vom vedea față în față și vom aduce laudă, în fiecare zi vom descoperi lucruri noi și vom aduce slavă lui Dumnezeu. Dragii mei, privind spre ziua aceea, înumărăm zilele? Înumărăm zilele? Așteptăm cu înfrigorare ziua aceea? Ne rugăm cu foc? Doamne, vino mai repede și ia-ne acasă? Iubiții mei, au fost mulți oameni care au vrut onoarea de a trăi și de a vedea prima venire a Domnului Iisus Hristos. Și câțiva au avut această onoare. Însă vor fi câțiva care vor avea onoarea să treacă prin ultimele zile ale pământului acestuia și să îl reprezinte pe Dumnezeu cu cinste pe acest pământ. Vor fi oameni care vor aștepta cu înfocare cea de-a doua venire a Domnului Hristos și care vor zice, Doamne, vino cât mai curând. Îmi doresc din toată inima ca noi să putem să fim acea generație, frații mei. Să vedem bucuria aceasta, așteptarea veacurilor, că se împlinește înaintea ochilor noștri. Este un al doilea citat, asupra căruia aș vrea să mă opresc cu ocazia aceasta. Se găsește tot în cartea Căminul Advent. Și spune astfel, frații mei, conștientizând importanța timpurilor pe care le trăim, Ellen White spune astfel. Trăim într-una dintre cele mai solemne perioade din istoria omenirii. Nu mai există timp pentru păcat. A fost totdeauna primejdios să păcătuim. Însă acest lucru este adevărat într-un sens special în prezent. Noi ne aflăm acum chiar la hotarul lumii veșnice și ne aflăm la cea mai solemnă relație cu timpul și cu veșnicia ca niciodată mai înainte. Fie ca fiecare persoană să-și cerceteze acum propria inimă și să caute razele strălucitoare ale soarelui neprihănirii ca să alunge tot întunericul spiritual și să curățească orice întinăciune. Dragii mei, a fost întotdeauna primejdios să păcătuim. Însă cuvântul inspirat spune că astăzi, conștientizând timpurile pe care le trăim, e mai primejdios ca niciodată să spunem, mai pot să mai fac lucrul ăsta încă o dată. Pentru că Hristos e gata să vină, pentru că suntem la granița veșniciei, frații mei. Trăim timpuri solemne și conștientizând solemnitatea vremurilor pe care le trăim, timpuri pe care au dorit să le trăiască mari oameni ai credinței. Cum ar trebui să ne trăim noi viața de zi cu zi? Iubiții mei, astăzi ne aflăm în fața simbolurilor sfinte. Și când vom lua bucățica de pâine și păhărelul de must, ne vom aduce aminte de promisiunea făcută de Domnul Hristos că le va bea noi în împărăția cerurilor împreună cu noi. Conștientizând lucrul acesta, frații mei, admirăm noi, așteptăm noi cu toată inima împlinirea acestei făgăduințe. Sunt mulți oameni care se împiedică de tot felul de lucruri pe pământul acesta, creștini fiind. Sunt mulți oameni care, privind spre veșnicie, încă se împiedică de cearta cu un vecin, de cearta cu cineva de la biserică, de problemele din familie. Dragii mei, privind la
cât de minunată și cât de strălucitoare este împărăția lui Dumnezeu. Privind din perspectiva aceasta viața, credeți că vom mai da importanță unei mici șicane pe care ne-o face colegul la servici? Privind solemnitatea timpurilor pe care le trăim, credeți că vom mai putea să spunem, Doamne, îmi mai permit încă o dată păcatul ăsta? E o plăcere așa, Doamne, o mai fac încă o dată, o să am timp. Credeți că mai putem să ne permitem așa ceva, conștientizând solemnitatea vremurilor pe care le trăim? Credeți că mai putem spune, Doamne, îmi mai permit de data asta să trăiesc altfel decât vrei tu? Nu, frații mei. Conștientizând solemnitatea vremurilor pe care le trăim, căutăm ca la fiecare pas să fim pe placul lui Dumnezeu cât mai mult. Vă aduceți aminte când erați mici și când veneau musafirii în vizită? Nu o să uit niciodată pregătirile pe care le făcea mama. Fraților, când venea ziua, eram împreună cu fratele meu, ne îmbrăcam frumos, aranjam ultimele lucruri în casă, ca atunci când or veni prietenii noștri, cunoștințele noastre, să fie totul în ordine. Și când veneau, era totul gata și începea bucuria. Dragii mei, la fel trebuie să fie și cu cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Simțim, vedem ca într-o oglindă, vedem în chip întunecat că se apropie. Vedem strălucirea veșniciei cât putem să percepem cu ochii noștri omenești. Și văzând ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru cei credincioși, așteptăm cu nerăbdare. Sunt atât de trist, dragii mei, când observ oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, dar pierd din vedere cât de importantă este veșnicia. Care dau mai multă importanță la lucrurile acestea pământești, lucrurile acestea care sunt importante pentru oamenii fără Dumnezeu. Un câștig nedrept, o vorbă spusă la nervi, un orgoliu rănit și o ambiție nesănătoasă. Și sunt oameni care, spunând că așteaptă revenirea lui Dumnezeu, dau curs la astfel de lucruri. Dragii mei, cuvântul inspirat spune așa: nu mai există timp pentru păcat. A fost întotdeauna primejdios să păcătuim, însă acest lucru este adevărat într-un sens special în prezent. Pentru că noi astăzi trăim la granița veșniciei. Iubiții mei, astăzi ne vom apropia de simbolurile sfinte. Ne vom apropia de rememorarea primei veniri a Domnului Iisus Hristos și a sacrificiului de pe Golgota, ziua pentru care Adam, Avraam, Moise ar fi dat orice, numai să poată să fie și ei martori acelei zile. Și noi avem posibilitatea, frații mei, să fim martori la această zi, luând parte la simbolurile sfinte. Ne apropiem, frații mei, de ziua în care Domnul Iisus Hristos va reveni, zi pentru care s-au rugat încă de la Adam oamenii credincioși. Enoch, Avraam, Moise, Iosua, Samuel, David au așteptat să vină ziua aceea. Și noi astăzi vom lua parte la un simbol care va reaminti faptul că Hristos ne-a promis că va sta la masă cu noi în împărăția cerurilor. Noi astăzi, ca într-o oglindă, în chip întunecat, vedem că ziua aceea se apropie. Dragii mei, căutăm vreo scuză astăzi să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, încă nu. Doamne, încă nu. Văzând solemnitatea timpurilor pe care le trăim, putem să-i mai spunem lui Dumnezeu: Doamne, am altceva mai important de făcut? Mai putem? Nu, frații mei. Pentru că creștinul care îl așteaptă pe Dumnezeu cu adevărat, îl așteaptă din toată inima și la fiecare pas se uită, oare o mai fi ceva ce trebuie să rezolv pentru că vreau să fiu gata.
Dragii mei, astăzi avem și noi ocazia să ne bucurăm de promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o, că luăm parte la simbolurile acestea sfinte. De fapt, mărturisim că vrem să luăm parte la ospățul ceresc în împărăția lui Dumnezeu. Să ajute Bunul Dumnezeu ca astăzi, așezându-ne la această masă, să avem un nou sentiment al apropierii revenirii Domnului Iisus Hristos, să începem să fim nerăbdători să-L întâlnim pe Domnul și să începem, frații mei, să numărăm zilele. Doamne, oare noi veni mâine, săptămâna viitoare, anul viitor? Doamne, vreau să vii, vreau să am parte de ospățul ceresc, să stau la masă cu tine, cu Avraam, Isaac și Iacov, cu sfinții îngeri, cu universul întreg. Să ne ajute Domnul, frații mei, să conștientizăm importanța și solemnitatea timpurilor pe care le trăim. Pentru că astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să fim pregătiți, pentru că Domnul e gata să vină. Să ne binecuvinteze Domnul în acest sens și astăzi, luând paharul cu mus și bucățica de pâine, să pregustăm ceea ce înseamnă ospățul ceresc în împărăția cerurilor. Locul în care ochiul nu a văzut niciodată splendoarea care va fi acolo, mintea omului nu a putut să-și imagineze frumusețea care este acolo. Să ajute Domnul să ne dorim apropierea zilei acelea, să numărăm zilele și atunci când Domnul va reveni, să fim gata ca să petrecem cu El veșnicia. Domnul să ne binecuvinteze în acest sens. Amen.